Fero, iubim apa. Găsit la o nouă ediție Cine ești tu? Astăzi îl vom cunoaște pe Alin Cătinaș, campion la călărie și proprietar al unui club de echitație. Bine te-am găsit, Alin! Mulțumim că ai acceptat invitația noastră! Mă bucur că ați venit la noi! Iată că ai creat aici un loc de poveste, un loc ca ai o lume cu adevărat minunată, mai ales pentru copii. Și spune-mi, cum ai descoperit, cum ți-ai descoperit tu pasiunea pentru cai? Pasiunea despre cai, sigur m-am născut, îmi plac cai de mic. O ai în sânge? O am în sânge. Moștenită de la cineva din familie? Nu. Tatăl meu, bunicul meu, este născut în Cluj, nu am avut de la țară, dar mi-au plăcut cai de mic copil. Și, bun, ți-au plăcut cai, dar ai intrat în contact cu ei? Sigur că da, eu fiind născut în cartierul Mănășturi spre capăt, spre dealul Colina, când eu eram mic, când aveam 5, 6, 7 ani, pe dealul Colina câțiva foști băștinași din Mănășturi își țineau cai acolo, iar eu vara, în vacanță, aproape în fiecare zi mergeam și călăream cai care stăteau la păscut acolo. O dat seama niște cai nepregătiți pentru echitație. Aveai curaj. Am luat foarte, foarte multe căzături, dar mi-a plăcut foarte. Dar vorbeai cu proprietarii să te lasă sau mergeai așa pe ascuns? Nu, mergeam cu încă câțiva prieteni, ne-au prins și ei, ne-au mai urecheat câte puțin, dar era vârsta copilăriei. Îți amintești cam ce vârstă aveai când te-ai urcat prima dată pe un cal? În jur de 5 ani. 5, la 5 ani? Da. Chiar țin minte, curaj. Odată m-am urcat pe un cal și a fost mușcat de un fiespe și a fugit, cred că 10-15 minute, abia am reușit să-l opresc. Am fost și eu mușcat la rândul meu fiind pe cal, deci era un roi de viespe, dar în final am reușit să-l opresc și am suferit doar câteva înțepături. Și asta s-a întâmplat tot acolo, în zona Mănășturului? Exact, da. Aveam undeva 6-7 ani, 8 ani. Bun, și după aceea, cum au fost lucrurile? Când ai mai intrat în contact am cu cai, după aventurile din copilărie? Am mai cochetat cu acest sport, chiar încercând să-l fac de performanță, în anii 80, 82, 84, în cartierul Gheorgheni, la capătul cartierului Gheorgheni. Era o bază de călărie care a funcționat până în anul 95, cred, 97, unde am practicat acest sport câțiva ani. Vă dați seama, mergeam din capătul cartierului Mănășturi până în capătul cartierului Gheorgheni, zi de zi. Mi-a plăcut foarte mult, după care am avut un mic accident nu legat de cai și o vreme n-am mai putut practica acest sport. Deci ai vrut de atunci să faci performanță și carieră din da, sportul exact, ăsta? Da, exact. Am dorit foarte mult. Între timp am făcut un alt sport de contact, un pic mai dur. Și am trecut de la o extremă la alta. Ești un om al extremelor? Am fost. Acum m-am stabilit în acest domeniu și aici vreau să-mi închei și cariera. Dar spune-mi, când ai dat prima dată la sportul ăsta de performanță, când te-ai dus să faci cursuri de echitație, te-au încurajat părinții sau...? Nu pot să zic că m-au încurajat părinții, pentru că le era foarte frică. Pentru accidentele care le puteam păți, chiar am avut câteva accidente, am fost lovit la vârsta de 7 sau 8 ani foarte rău de un cal. A trebuit să stai în spital? Da, trebuie să stau și în spital. Am o urmă aici, m-a lovit foarte tare, chiar cu copita, o iapă care avea un mânz și eu, fiind mic, neștiind ce pot păți, mă jucam cu mânzul, iar ea și-a apărat mânzul crezând că îi fac ceva rău și a zvârlit, calul fiind chiar potcovit și am rămas chiar cu urma aici. Dar asta nu m-a împiedicat să merg înainte, dimpotrivă, m-a mobilizat mai mult. Dar am stat o vreme în spital, chiar am fost foarte rău atunci. Și nu ți-a fost frică de ei, de cai? N-ai dezvoltat o aversiune sau o teamă față de cai? Nu, niciodată. Chiar îmi plac foarte mult provocările. Fiecare antrenament, zi de zi, care îl avem, întâlnim ceva nou.
Și calul e o ființă, nu e o bicicletă. Și el poate avea o zi mai bună, o zi mai proastă. Are sentimente? Are și sentimente, sigur că da. Sigur că da. Și cum îți dai seama ce stare are calul? Cum îl citești? Îl simți de când îl scoți din boxă, ca să încep să fie harnașat sau periat. Îl simți dacă calul are o jenă, o indispoziție. Dar la fel ca și noi sportivi, și ei sunt niște sportivi de performanță și trebuie să ne facem antrenamentul. Dar limbajul ăsta al cailor, l-ai învățat în timp? Te-a învățat cineva? L-ai deprins automat? Nu, e foarte multă muncă. Deci ai nevoie de un antrenor ca să reușești ceva. Nu se poate singur, mai ales că noi, ramura care noi o practicăm din echitație, săriturile peste obstacole, e foarte greu. E o ramură unde trebuie să muncești foarte mult, să gândești foarte mult, să ai calul foarte bine pregătit, să fie foarte sudat cuplu, cal și călăreț. Sigur, sunt și alte ramuri din echitație unde poate nu e nevoie chiar de atâta muncă, dar e nevoie de muncă. E un sport de muncă, de curaj și de muncă. Și spuneai că nu te-au încurajat părinții, dar până la urmă și-au călcat pe inimă și te-au lăsat să faci echitație. Sigur că da, acum având clubul meu de echitație, mă susține familia, toată familia mea, și sunt chiar foarte mândri de ceea ce am realizat. Ținând cont că înainte m-am ocupat cu altceva și am trecut tot așa de la extremă la alta. Hai să nu ajungem la povestea asta. Mai întâi să-mi spui cum a fost atunci când ai renunțat. Ai zis că pentru o perioadă ai renunțat și ai făcut sport de contact. Da, am renunțat în urma unei intervenții chirurgicale și o vreme n-am mai putut practica, după care era foarte, foarte greu pentru mine să merg până în cartierul Gheorgheni. Aveam și școală după masă, puteam să merg doar dimineața. Acolo era, în acel loc era un număr limitat de cai, iar tu ca să reușești să faci performanța ai nevoie de un cal cu care să te pregătești. Am avut și puțin ghinion, am întrerupt, iar adică, după ani de zile, v-am zis că am avut acea intervenție chirurgicală și n-am mai putut să merg, trebuia să fac o pauză de un an, parcă, nu mai știu, e foarte de mult de atunci. Aveam un antrenor care era foarte sever și chiar aveam ce învăța, săracul, din păcate, nu mai este printre noi. Vorbesc cu regret de această bază, pentru că vă dați seama, s-a desființat, la fel ca și aproape toate hergheliile de stat din România s-au desființat. Mai avem câteva, dar produsii nu sunt ceea ce am avea noi nevoie ca sportiv de performanță. Și mai aveai prieteni care să vină cu tine să facă echitație? Da, ai dar, care, da, dar care renunțau foarte repede din cauza curajului. Deci din doar tu curajului. Ai doar continuat. Din grupul meu de prieteni, doar eu am rămas. Și relația cu antrenorul cum era? Adică necesita o disciplină foarte strictă era ca în orice alt sport? Un spartan de-a dreptul. Deci, da, era foarte mic la înălțime, dar nu avea nimeni să iasă, n-avea curajul să iasă din cuvântul dânsului. Dar, de fapt, performanța cam se face, așa se face. Deci cu multă muncă și disciplină, și mai ales acest sport este un sport de disciplină. Aici tot timpul ești în pericol să se întâmple și un accident, deci sunt niște reguli foarte clare și stricte care trebuie respectate. Asta transmit și eu sportivilor și elevilor mei aici. Ai vreun sfat primit de la el pe care îl urmezi și acum? Sincer, nu mi-amintesc, sunt foarte mulți ani de atunci, dar disciplina, de asta pot să vorbesc, disciplina, punctualitatea, de asta era. Dar cam ce auzeai zilnic de la el? Ce e, nu pot să reproduc. Eram în alte vremuri, înainte de 90, se foloseau alte limbaje, n-aș vrea să reproduc ceea ce se întâmpla atunci. Dacă îți amintești vreo experiență, vreo zi mai aparte de când făceai echitație, din adolescență, copilărie? Da, mi-amintesc acum cu drag, atunci nu. Într-o zi, în momentul în care ajungeai la bază, băteai frumos la ușa antrenorului, care era și cadru militar, era echipă militară. Băteai frumos la ușă și dânsul îți spunea ce cal încaleci. Eu am ajuns puțin mai repede, am bătut la ușă, am zis bună ziua. Și mi-a spus, astăzi încaleci pe Mister. Mister fiind calul dânsului. Deci era calul pe care îl încăleca antrenorul. Doar el. Vă dați seama, emoții, să iasă bine, știind că... Dar toți râvneau la calul ăsta, să ne încerce măcar o dată să călărească. Era un cal tânăr, nu prea râvnea nimeni. Era un cal care atunci abia
începea să fie învățat, să poată fi încălecat. Și țin minte că de emoție m-am urcat pe cal, nu i-am strâns Kinga de voltij, Kinga, adică cureaua care ține șaua pe sub burta calului, și n-am ajuns bine în teren și calul a început să zvârle, am căzut, i-am stricat tot harnașamentul, mi-am primit și eu o bătaie bună, am fost trimis acasă, mi s-a spus să nu mai fiu văzut pe acolo, sigur, după câteva zile m-a sunat și m-a chemat înapoi. Dar asta e o amintire care o să țin minte toată viața. Și bătaia care am primit-o și căzătura de pe cal. Vreau care... să mă gândesc cum au reacționat ai tăi. A, nu știa. Nu știau. Nu, dacă le spuneam așa ceva, nu mă mai lăsau să practic, vă dați seama. Și ce le-ai spus? I-ai mințit că ai căzut undeva? Exact. Minciunile de copil. Și n-aveai voie atunci să ai un cal preferat? Spuneai că îți dădea el era calul. Era cai statului. Antrenorul hotărât de cine în caleci. Poate un an de zile am încălecat pe calul de școală, că era un singur cal de școală. Eu aici am mai mulți cai de școală, deci nu folosesc doar un singur cal. Atunci era unul singur și vă dați seama că la o selecție, la o primă selecție unde am fost selecționat să rămân să practic acest sport, am fost 60 și ne-a luat pe 3. Și dintre cei 3, doar eu și încă un coleg de-a meu mai practicam acest sport. Dar care erau criteriile? Cum alegeam? În general? Primul rând, curajul. Un antrenor își dă seama dacă un copil este talentat, cu toate că aici te poți și înșela, pentru că munca bate talentul și în acest sport, cineva care muncește reușește 100%, în special curajul. Să se vadă că nu curaj, ți-e frică. Curaj, atitudinea, că nu ți-e frică să intri la un cal care îl vezi că ciulește, care își ridică puțin picioarele sau face unele mișcări. Marea majoritate, în momentul în care se mișcă calul, au, să fugim de lângă el. Sigur, calul simte toate aceste lucruri. Deci calul preia și din starea ta, până sigur la urmă, emoțională. Da, ți-e frică, el simte. Sigur, aici, la mine am și cai care sunt puțin mai răi în boxă, dar ei simt că mie nu mi-este frică și pot să intru liniștit și eu și colegii mei la ei. Dacă ar intra cineva care simte că e frică, ar putea fi în pericol. Bun, și după perioada cu operația, ai făcut acel sport de contact? Da, am făcut un sport de contact. După care ce ai practicat? Am făcut box. Box. După care au trecut ani, m-am căsătorit, mi-am dezvoltat o altă afacere și la un moment dat m-am întors la ceea ce am iubit de mic copil. Dar cum ai ajuns, dacă putem povesti și despre afacerea ta de la un club? Da, am avut un club foarte mare, cu peste 1000 de persoane pe seară, deci mare, la momentul ăla era unul din cele mai mari cluburi de la noi din oraș. Dar cai au fost pasiunea și iubirea vieții mele, deci eu am mai avut cai, țineam la cineva în Florești, la un cunoscut. Deci am avut cai am, de erau hobby mult, atunci, erau hobby, mergeai să te relaxezi după hobby. Muncă? Da, exact. Îi luam, mă plimbam pe câmp, mergeam la Someș. Am asta făceam. Și toată familia călărea? Nu, din păcate nu. Eu și fratele meu, mai călărea și fratele meu, care și acum e mâna mea dreaptă aici. Dar soția ta nu e atrasă de sportul ăsta? E atrasă, îi plac. Îi plac, ai și petrece weekendurile aici. Mai și în cale, că câteodată timpul nu-i prea permite, dar îi place. De plăcut îi plac foarte mult. Și te-a susținut de la început, da, când știa pasiunea? Pe mine și pe toată echipa noastră de aici. Spune și de fratele tău, și el din copilărie era pasionat de cai, vă unea hobby-ul ăsta? Da. Dar eu am rămas, el nu. Dar și acum v-am zis, el e mâna dreaptă în tot ce înseamnă partea tehnică a grajdului, administrarea grajdului, e omul care mă susține. Iar acum nu de mult, Dumnezeu, viața mi-a făcut o mare fericire și bucurie. A venit și băiatul meu lângă mine, care după 15 ani de fotbal, de pe zi pe alta, a hotărât să vină lângă mine, antrenează aici cu mine, participă chiar și la concursuri și e cel mai frumos cadou care l-am putut primi în acest an. Asta ți-ai dorit, dar n-ai vrut să-l obligi tu sau să-l îndrumi spre... A mai cochetat acum câțiva ani, dar sigur că de multe ori nu e foarte bine să-ți antrenezi propriul copil, pentru că îți dorești mai mult, pentru că gândești că el poate mai mult. A căzut destul de rău de pe cal și n-a mai vrut să vină, deci făceam paralel și fotbal și echitație o vreme.
Mai mult a fost dorința mamei lui să-l aducă și la cai. După care o vreme n-a mai venit, doar fiind afacerea noastră de familie, venea doar în vizită și cam atât. Dar acum e foarte implicat, v-am spus... Sunt curioasă la ce vârstă avea când l-ai pus prima dată pe cal. Avea în jur de 10 ani, 11 ani, cam așa. Cam așa. El acum are 20, cam așa, da. Și atunci cum a reacționat? Ca și tine în copilărie, nu era frică? Nu, nu chiar. Nu, ca și mine în copilărie, nu l-am văzut în primul rând să-i placă. Dar acum îi place foarte mult, petrece zi de zi aici, în cale că 2-3 cai zilnic, predă și ore, pentru că noi aici avem o școală de călărie, unde predăm ore de la 0 până la cei avansați. Putem să vorbim și despre asta, adică îmi doresc să vorbim și despre asta. El este și student în primul an la educație fizică și sport și sunt ferm convins că va ajunge un antrenor mult mai bun decât mine. Și o să preia afacerea. Și o să preia afacerea, ceea ce e o mare bucurie. Și spune-mi aici ce vârste vin? Aveți de la copii la adulți? Deci fără să exagerez, am de la 5 ani până la 63 de ani. 63 de ani e o sportivă noastră care... anul trecut a debutat într-un concurs oficial la vârsta de 62 de ani. Mă mândresc cu ea, vă dați seama, la e o premieră. Așa vârstă, îi place foarte mult. Noi avem aici un program foarte strict de antrenament, de pregătire, de furajare, de tot ce suntem chiar profesioniști. Dar ce se întâmplă într-o zi de dimineața până seara în centrul tău de echitație? Păi dimineața începe la 7 fără un sfert pentru... Munca la grajd, la ora 7 cai iau prima masă de fân. La 7. E și tu la ora 7 aici? Da, de multe ori da. Sau chiar înainte. Și trebuie să menționăm că tu vii din Cluj. Deci da, te trezești un pic mai repede să ajungi. În curând o să îmi doresc să mă mut aici, să locuiesc aici, mai aproape de cai. Asta e ceea ce îmi doresc. Nu mai vreau în oraș. Chiar sunt într-o zonă minunată, cum ați văzut și voi aici, lângă pădure. Îți faci o căsuță aici și te retragi? Vreau să mă retrag aici. Așa? Da. Deci la ora 7 își iau prima masă de fân, la 7.30 primesc masa de boabe. După care începe curățenia generală a grajdului. Vedeți, noi stăm acum aici, nu simțiți miros de cal, de balegă, sau e foarte curat. Curat. După care începe periajul calului zilnic. De la ora 9 începem antrenamentele. 8:30-9 are nevoie și calul de o oră și ceva să stea după ce ia masa, deci nu putem direct. Să-și facă siesta, cum ar veni. Și de la ora 9 începem antrenamentele. La amiază avem din nou o pauză pentru că au cai masa. Și toți caii sunt scoși din boxe pentru toți antrenamente? Zilnic. Sau 6 zile din 7 ies cai. Este când le dăm și câte o zi de repauză. Și te spuneai că au antrenamente până în jurul prânzului, după amiaza? Da, un cal iasă la antrenament 40-50, maxim o oră. Dacă reușim să obținem ceea ce ne-am dorit, se poate termina un antrenament în 40 de minute. De la ora 14 începem cursurile noastre, pentru școala noastră de echitație care avem aici, și până seara la ora 21 avem cursanții care vin să învețe acest sport. Și ca aici fac încălzirea cu voi sau când vin cursanții? Deci, noi înainte de masă ne scoatem cai de competiții pe care îi încălecăm doar noi sau sportivii noștri de performanță care au și ei caii lor. Iar de la amiază lucrează cai de cursuri, care sunt niște cai speciali, mai cuminți, care folosim doar la cursă, pe care noi ne urcăm destul de rar, că ei sunt foarte cuminți și adică mai puțin nărăvași. Mai puțin nărăvași sau chiar deloc nărăvași. Nu dau cu piciorul, nu mușcă. Nu dau cu piciorul, nu. Deci, în primul rând, acest sport este un mod de viață. Asta vreau să scot în evidență. Sportivii noștri care vin aici învață să-și harnașeze cai, să-și curețe cai, exact cum ați văzut și dumneavoastră, cum se scoate un cal, cum se pregătește înainte de a fi încălecat, după ce e încălecat, după care fiecare își curăță harnașamentul, lunge cu ulei, să fie bine întreținut. Deci, calul nu e o bicicletă pe care o folosim acum, și apoi o lăsăm acolo, și o mai luăm când ne aducem aminte. Nu, e un mod de viață.
Și cum te-a schimbat pe tine sportul ăsta și contactul cu caii? Acest sport reușește să schimbe orice persoană. Orice cum erai înainte? Cum te vedeai tu înainte? Eram foarte vulcanic, recalcitrant. Și afacerile care o aveam, unde îmi petreceam nopțile cu oameni care se distrează la un club. Mă gândesc că aveai tot felul de incidente. Aveam tot felul de incidente, sigur că da. Am venit într-o lume unde e cu totul și cu totul altceva. Acest animal, calul, nu te poate supăra. Nu face nimic rău intenționat. El și dacă se întâmplă, Doamne fer, să te lovească sau... El o face de frică, deci acel cal a avut o traumă, deci s-a întâmplat ceva cândva cu el. Deci... Dar sunt niște reguli care, dacă le respecti, puțin probabil să ai și evenimente neplăcute. Sigur, în timpul antrenamentului, făcând și sărituri peste obstacole, făcând sărituri peste obstacole, se poate întâmpla să ai... nu-ți iasă ceva, să cazi, te ridici, mergi mai departe. N-am avut niciun accident grav aici. M-a ferit Dumnezeu, dar sigur suntem și foarte exigenți cu sportivii noștri, chiar poate prea exigenți pentru zilele noastre. Adică? În ce sens? Adică nu vorbesc de colegii mei, de concurența mea, eu nu am concurență, eu concurez cu mine și atât. La noi lucrurile sunt foarte clare, n-am să laud niciodată un copil sau să fac în așa fel să se simtă părintele bine sau... Să creadă că el e de un alt nivel. Când de fapt nu e. Să-i spui adevărul în față. Sigur, din această cauză și pierd mulți din cursanții mei care aleg să meargă în alte locuri unde antrenorii sau instructorii poate sunt mai maleabili și o să facă așa cum vor sportivi. Ceea ce nu se întâmplă la noi și nu o să se întâmple niciodată. Adică tu îți dai seama dacă o persoană nu are potențialul să facă sportul ăsta, dacă nu-i place, dacă dar e frică. Dar poți să-ți dai seama că nu are potențialul, dar v-am zis, e un sport de muncă. Dacă ei își doresc cu adevărat și muncesc zi de zi și fac ceea ce le cere, noi sigur vor reuși. Poate nu la cel mai înalt nivel, dar pot să ajungă la un nivel ridicat. Și cel mai bun exemplu e băiatul meu, care în câteva luni de călărie a câștigat deja de mai multe ori, mai multe probe, chiar mâine plecăm la finala pe țară care o are fiul meu și încă câteva sportive de la noi din echipă. Și e prima lui competiție sau a mai participat? A mai participat, ca să particip la o finală trebuie să fii calificat. E prima lui finală. Prima lui finală, da. E prima lui finală și îi doresc chiar foarte multe de acum înainte și sunt foarte convins că va reuși. Multă baftă. Mulțumesc. Și deci disciplina contează în primul rând și în sportul ăsta și să vii zilnic să muncești cu calul. Disciplina foarte, foarte mult contează disciplina. De fapt, deviza noastră aici este pot și vreau, vreau și pot și dacă vrei, sigur reușești. Spuneai că te-a schimbat, că ai devenit sportul, că ai devenit o persoană mai calmă, mai liniștită. Asta se reflectă în toate relațiile da, tale. Da, mult, mult mai cerebrală. Și acest sport ajută foarte, foarte mult copiii autiști și tot ce chiar acum într-o zi am avut un grup de vârstnici care aveau tot felul de boli care au fost aduși aici și pentru ei cea mai mare bucurie. Tu ai pus la dispoziția copiilor cu dizabilități centrul tău ca să vină să facă gratuit. Da. Da. Când a început povestea asta? Când te-ai gândit să-i ajuți? În urmă cu mulți ani, chiar foarte mulți ani, a venit o doamnă cu un băiat, care băiatul era exact de vârsta fiului meu. Văzându-l pentru prima dată, nu mi-am dat seama că acel copil chiar are o problemă, doar când am încercat să comunicăm. Dar începutul a fost altfel. Așa. Ei au ajuns aici înaintea mea și unul din îngrijitori, copilul fiind cu mama, copilul s-a dus la o boxă. Și în acea boxă aveam un cal, de fapt era un ponei, care era destul de rău. În momentul în care îngrijitorul nu și-a dat seama, a deschis boxa să se uite copilul, nu s-a gândit că acel copil va fugi direct spre cal, în momentul ăla am apărut eu în fața graștului și am văzut totul în direct. În momentul în care îngrijitorul a deschis boxa, copilul a fugit direct spre cal. Eu am înțepenit de frică că am zis acum mi-l nenorocește pe copil.
Așa să vă dați seama că cel care n-a mișcat și copilul ținea de gât. Direct la gâtul lui a sărit. Dacă făcea altcineva acest lucru, era gravă situația. Cel care n-a mișcat, l-a simțit. Și în acel moment am hotărât... Era un copil cu sindrom Down, dacă pot să întreb, pentru că ei sunt foarte iubitori. Autist. Era un băiat autist. Iar în acel moment, de fapt, finalul discuției a fost că mama, care avea o situație bună financiară, deci nu era o problemă să plătească pentru copilul lui, pentru că fusese și prin Franța și în Germania și vă dați seama, s-a cheltuit mulți bani. La final stăteam afară în fața managerului pe o bancă și i-a spus băiatului să mulțumească. Și băiatul, sigur, el ne vorbim foarte bine, m-a sărutat pe obraz, în momentul ăla mi-a dat lacrime. Vă dați seama, era deodată cu băiatul meu și atunci am zis, de azi înainte, orice copil cu probleme va fi bancăle ca gratuit aici. Dar din păcate nu se implică nimeni. Eu sunt antrenor de călărie, nu sunt un terapeut specializat în a lucra cu acești copii. Mai am un exemplu. Și a mai revenit copilul? Copilul, da, a mai fost de câteva ori, după care au plecat cu familia din țară, tot pentru copil să fie ajutat. Dar am mai avut o fetiță care după un an de zile care n-a umblat în viața ei, asta spun la fiecare emisiune televizată la care merg, pentru că ceva ce am trăit aici eu, care după un an de zile de muncă aici, cu noi, a muncit cu noi, a umblat, ducând-o de mână. Dar seama, n-a umblat niciodată. Ea avea 15 ani, mintea ei săracă era undeva, că avea și un retard de 6-7 ani. Și la început o aducea tatăl ei și o luam în brațe și o puneam pe cal, pe cal. Deci nu, după un an și ceva, o duceam de mână. Deci ea mergea singură. Deci am trăit momente minunate, credeți-mă, pe lângă tot ce înseamnă performanță și rezultatele care le-am avut cu echipa mea și care sper și îmi doresc să le mai avem. Aceste lucruri sunt mult mai sensibile și noi cei sănătoși ar trebui să ne gândim. E latura cea mai frumoasă, exact, am muncit tale. Ar trebui să ne gândim mai mult. Dar din păcate și acest copil n-a mai venit, nu știu de ce, nu știu ce s-a întâmplat, el nu știu nimic. Era o fetiță care nu știu ce s-a întâmplat. Dar între timp s-au mai dat sfoară în țară, au mai venit și alți copii cu dizabilități? Acum, eu sunt un om foarte corect și direct și am să vă spun de câte ori merg la emisiune televizată, 2 săptămâni, sunt sunat de toate școlile cu probleme. 2 săptămâni durează tot. Orice minune ține 3 zile, din păcate, în România, după care nu mai vine nimeni. Iar când merg la emisiune, iarăși mă contactează. Asta nu e bine, nu vă dați seama. Fac doar cât pot. Eu aici am cheltuieli foarte mari, trebuie să mă întrețin cu familia. Da. E o afacere, de fapt nu putem vorbi despre o afacere. În România, la momentul ăsta, nu e o afacere ceea ce am făcut eu, doar că nebunia și iubirea mea pentru cai m-a determinat să fac. Am investit totuși sume chiar foarte, foarte mari. Tu ai vândut atunci clubul și ai investit tot aici? Da, am vândut aici clubul și încă multe proprietăți. Am fost ajutat și de familie și nu e ușor. Chiar acum ne aflăm aici într-un proiect de extindere, vreau să fiu, s-au mai deschis și alte baze în România, la un standard mult mai ridicat ca și al meu și îmi doresc să fiu competitiv și de aceea mă extind, investim. Modernizez, exact. Dar pentru mine contează mai puțin luxul de afară, ci luxul care îl pot primi cai să arate bine, mai avem medic care vine tot timpul. Furajarea se face, vedeți, pe tablele care noi le avem în spate, se scrie ce cal, ce mănâncă, ce tratament are. Deci nu facem nimic la întâmplare și nu inventăm noi nimic. Și spuneai de faptul că contactul cu animalele, până la urmă, ne schimbă pe toți, că atât mai mult ajută copiii cu probleme. Și cam de la ce vârstă recomanzi tu să fie aduși copiii la cai? De la 5-6 ani, contează foarte mult să putem comunica cu copiii, dar cam așa, 5-6 ani. Iar în rest, nu are vârstă, nu are limită. Și nu știu dacă știți, acest sport este singurul sport unde fetele concurează de la egal la egal cu băieții. Și spunem de competițiile tale, de concursurile la care ai participat tu. Da, participăm aproape la toate competițiile naționale. Participăm din când în când și la cele internaționale, dar costurile sunt foarte mari, iar
Garnitura de cai care noi avem acum de concurs, caii noștri de competiții, sunt în general cai tineri, care îi pregătim să ajungă pentru marea performanță, dar la cele naționale participăm la toate concursurile. Ultimul concurs internațional care a fost? Unde? În acest an, la începutul anului, a fost la Prejmer, la Brașov, unde este o bază foarte frumoasă, unde la competiții de un an jumate, cred, eu am fost director de concurs în această bază, o bază foarte frumoasă, unde acolo a fost ultimul concurs internațional la care am participat și eu. Și spune-mi, cum te pregătești pentru concursurile astea? Ce se întâmplă, de fapt? Exact, nu e ca în filme, nu? Sau... Nu e ca în filme. Este exact ca și un sportiv de performanță care trebuie să-și aducă calul în formă maximă înainte de competiția la care participa. Și tu te ocupi de tot, de transportul calului? Eu, colegii mei, Nu sunt doar eu singur, că nu pot să le fac eu singur. Dar am un coleg, maestru al sportului, antrenor aici, Mihai Neacșa. E fiul meu, mai avem încă un instructor, deci suntem patru care predăm ore aici și care ne pregătim și restul echipei și personal auxiliar fără care nu putem funcționa. Îngrijitorii, care e un membru foarte important din echipa noastră. Și dintre toate trofeele tale de până acum, care e cel de suflet? Și de cel de suflet este în anul 2008, când am concurat în campionatul în finala campionatului de amatori și am ieșit campionul României cu o iapă care o am și aici, o cheamă Sweet Lady, acum are 21 de ani. Deci e rezultatul la care eu țin. După care eu am trecut la profesionist, sigur am avut multe rezultate, dar ăla e unul care a intrat la suflet și care m-a determinat să fac această investiție. Eu la momentul acela stăteam cu cai în pensiune la Herghelia Juc. După care m-a determinat și am și dacă n-ai fi câștigat, te-ai fi retras? Nu neapărat că am câștigat. Atmosfera care am trăit-o acolo și sigur că și că am câștigat. Vă dați seama că a fost un mare rezultat pentru mine. Era un sportiv care se pregătea de ani de zile și acest cal l-am cumpărat cu câteva luni înainte, cu vreo 6 luni, dacă bine mi-am amintesc. Hai să mergem Germania. Să o vedem pe Sweet Lady, să ne spui povestea ei. De ce e Sweet Lady? Care e povestea ei? Ea e Sweet Lady. E bunicuța noastră, are 21 de ani. Dar e într-o formă foarte bună, fizică, arată foarte bine. O folosesc pentru cei începători, lucrează la Longe și la Kinga de Voltige. Cu ea învață toți copiii care vin acum la noi. E mâncăcioasă, după cum văd. Da, o pofticioasă, te caută în buzunare. E un cal care a făcut probe mari. Cu acest cal în 2008 am reușit să ies campionul României la Amator 2. E calul care, pot să zic că mi-a schimbat viața și m-a determinat să fac această investiție aici și să-mi fac propriul meu club de echitație. Au și cai favoriți? Adică tu ești preferatul ei? Sau? Mă, n-aș putea să zic că eu sunt preferatul ei. Sigur că eu o iubesc cel mai mult. În fiecare călăreț călărește un cal sau doi cu care face cuplu. Eu am făcut un cuplu minunat cu ea. Și cum ai achiziționat-o? Cum ai ajuns? Da, am achiziționat-o din Germania. Am căutat-o foarte mult. E calul care mi-a plăcut de prima dată când l-am văzut. Și chiar am insistat foarte mult să-l achiziționez. Și faptul că are dunga asta albă îi spune ceva, e o rasă? Nu, așa s-a născut. Ea este un cal hanoveran. Rasa e hanoveran, o rasă foarte cunoscută în lumea cailor de obstacole. Are o înălțime standard, un cal foarte, foarte bine dezvoltat. Are și un mânz, deci rămân cu o amintire de la ea, care este afară, care are un an de zile. Și la câte competiții ai participat cu ea? Doar atunci când ai foarte câștigat? Foarte multe, deci în acel an când am ieșit campionul României, am câștigat foarte multe concursuri consecutive, le-am câștigat chiar la pas cu ea. E un cal. La pas înseamnă adică că... fără să depun foarte mult efort. Ea nu-ți face nimic. Vrea zahăr. Doar e foarte prietenoasă. E foarte prietenoasă. Și acum știi că îi dăm zahăr și de pe ea. Bun, și spuneai că ea ți-a adus întotdeauna trofee. Sigur. Da, cu ea am câștigat
la momentul acela. Acum înclăresc alți cai, ea având o vârstă care nu și mai poți să o folosești la... Da, o folosesc doar la școală. Alin, cum sărbătorești după competiții? Cum te răsplătești pe tine, dar și calul? Prin muncă. Prin tot muncă. Prin muncă. Da. Prin muncă, sigur. Ne întoarcem, o competiție se termină duminică, deci începe... Noi plecăm de marți sau miercuri, în funcție de când începe competiția. Ne întoarcem duminică, noaptea, luni dimineață, în funcție de distanța de unde venim. Luni un program mai lejer pentru cai, de marți începe munca din nou. Și nu faci nimic special, nu ieși să sărbătorești cu prietenii? Ba sau... da, mai ies. Aș minți să zic că nu. Chiar ne place să ne și distrăm și e normal să te simți și bine. Și atmosfera care se creează în acest sport, la fiecare, aproape la fiecare competiție, avem câte o masă festivă seara, unde socializăm, unde ne simțim bine. Mai mergi și prin cluburi? Destul de rar. Destul de rar. Am fost destul, mi-a ajuns. Dar cu băiatul tău nu ești așa ca între tată și fiu? Am o relație fantastică, e cel mai bun prieten al meu de pe această planetă. Am o relație specială cu el. Asta înseamnă că mai ieșiți ca băieții. Mai ieșim ca băieții, da. Mai ieșim ca băieții. Mă, sigur, el e la o altă vârstă, își dorește să stea cu prietena, cu prietenii, dar mai ieșim și împreună. Repet, am o relație specială cu el. Și spuneai că tu mai sărbătorești din când în când. Cailor li se dă ceva, nu știu, mâncare mai specială, da, sigur, mai mult că, zahăr? Sigur că da, câte o recompensă, primesc o recompensă, dar nu exagerat de mult, atât cât să nu-i afecteze starea. Deci nu o să primească un sac de morcov că a câștigat o probă. A primit un kilogram de morcov sau și dacă câștigă, și dacă o pierde, și dacă orice se întâmplă, sunt partenerii noștri de competiție. Sunt cei cu care ajungem celebri. Fără ei nu putem fi celebri. Cum era echitația în România când ai început și cum e acum? Cum vezi parcursul sportului? Are șanse? Are mari șanse, iar în ultimii ani echipa care lucra la federație, din care am făcut și eu o parte, a avut un aport foarte mare și vreau să vă spun că în acest an avem așa, medalie de aur la Balcaniada seniori, individual, medalie de aur echipe seniori, medalie de aur la copii, medalie de argint la echipe copii, medalie de bronz la Amazoane. Wow. Avem medalie de aur la echipe tineret și mai avem, cred că, o medalie sau două, care s-au disputat acum două săptămâni la Zagreb, în Croația. Vă dați seama, în 2008, mai fac o comparație, în 2008, la finala de seniori, deci unde am cel mai ridicat nivel, am avut 7 cupluri, iar în anul 2018 am avut peste 20 de cupluri. Deci este într-o creștere foarte mare și asta ne bucură, asta de fapt ne dorim, noi cei implicați, să aducem cât mai multă lume lângă noi. Sigur, din păcate, e un sport foarte, foarte scump. Da, nu oricine își permite. Dar noi aici avem abonamente pentru cursanți, pentru toate... Și ești un antrenor dur? Cum te porți cu cursanții? Da, sunt un antrenor dur, dar eu iubesc foarte mult elevii mei, dar dacă muncim. Când ne distrăm, dar când e muncă, e muncă. Din păcate, pentru lumea în care noi trăim, poate că sunt un pic prea dur. Dar nu și în viața personală, că spune că acolo te-ai mai liniștit? Nu. Viața personală, chiar sunt un om ok. Îmi place să spun eu. Și cum îmbin cele două planuri? La momentul ăsta sunt atât de implicat în acest club, îmi petrec 14-16 ore din 24 aici. Deci sunt aproape non-stop aici. V-am zis, îmi doresc să mă mut aici, îmi doresc să rămân mai aproape de caii mei, de echipa mea de aici, de toți oamenii care muncesc în acest club.
fiecare e foarte important pe segmentul care îl face. Alte hobby-uri mai ai? Nu, sau nici n-ar rost să te întreb. Și îmi place să... Cât timp fiul meu făcea fotbal, mai mergeam la el la meciuri, mi-ar place să mai intru într-o sală de box, să mai lucrez un pic la sax sau... Dar deja am și o vârstă și mi-e suficient ceea ce fac aici și chiar foarte solicitant. Deci... La evenimente, obișnuiesc să particip, concerte, festivaluri, să asculți muzica îmi place să ascult ascultă muzică, tinerii. O ascultăm și aici, sâmbătă seara de multe ori facem câte un party ca să ne simțim și bine după o săptămână de muncă. Ascult și muzică. Dar v-am zis, pe primul loc este calul. Când ai fost ultima dată într-un concediu? Spre norocul meu, anul acesta mi-am petrecut câteva zile la mare, la un prieten de-al meu, care la fel și el este părinte de sportiv care face călărie. Dar în această vară am avut ocazia să îmi petrec o săptămână pe litoralul românesc. Dar în general nu prea am timp de vacanță. Fiind și foarte mult plecat la concursuri, avem 2-3 concursuri, este când avem și 3 concursuri într-o lună. Nu obosești? Nu obosesc. Îmi place ceea ce fac și nu obosesc. N-am să obosesc niciodată. Mă obosesc oamenii, dar niciodată acest sport. Ce te deranjează cel mai mult la oameni? Mă deranjează părinții copiilor care cred că știu mai multe decât știu un antrenor, indiferent de sportul despre care este vorba. Eu sunt un profesionist, eu nu repar mașina, eu o duc la mecanic, dacă mă doare un dinte, merg la stomatolog și asta mi-aș dori să facă toată lumea. Și ce mă deranjează foarte mult, copiii din ziua de astăzi la care li se cer prea mult, care nu mai știu ce înseamnă copilărie, care nu știu ce înseamnă să fie cu cheia în gât, îi văd săracii, sunt ca și roboței, de la călărie merg la în not, de la not merg la tenis, de la tenis la germană și doar atât aș vrea să-l întreb pe acel părinte dacă și el a făcut la rândul lui același lucru. Tocmai că mulți n-au făcut și încearcă să compenseze prin copii. Exact, și asta e un lucru foarte greșit. Asta e o problemă cu care mă lovesc foarte des în clubul meu și care o spun foarte apăsat. Deci părinții ar trebui să se gândească că ei sunt copii și că ei au dreptul să-și aleagă ce fac în această viață. Tu ai văzut cum se face echitația și în străinătate. Care ar fi diferențele? Cu foarte multă disciplină și muncă. Exact cum se face și la noi, să știți. Deci nu sunt diferențe foarte mari. Nu sunt diferențe. Sigur că v-am spus mai devreme, e un sport scump. Aici părinții plătesc, dar asta nu înseamnă că cineva este un executant. Aici se vând niște servicii și atunci... Dacă îți convine, poți să rămâi. Dacă nu-ți convine, mergi într-un alt club unde poate e mai bine. Dacă nu era echitația, ai urmat altă carieră, alt job? Nici măcar nu vreau să răspund această întrebare, că nu mă bucur că B. există. Nu e, exact, nu era un plan B. Mă bucur că există. Mi-a schimbat viața în bine, mie, familiei mele, copilului meu, celui mai bun prieten al meu, care e copilul meu. Sunt foarte, foarte fericit. Atunci rețeta fericirii pentru tine e echitația? Da, da, pot să spun da. Rețeta fericirii și a succesului în viață la momentul acesta este echitația. Și ziceai că ai și planuri care țin tot de echitație. Deci vrei să investești timpul, bugetul doar în asta. Da, chiar acum o să venim cu lucruri noi. O să creăm niște camere pentru tabere de vară care sunt exact în graj deasupra cailor, deci copiii vor sta în graj cu cai, vor vedea cai. Am făcut un teren, am construit un teren nou de concurs, vreau să-mi extind manejul pentru că am ajuns la un nivel unde putem să cerem mai mult de la sportivii noștri, cei de la performanță. Pe viitor îmi doresc să-mi fac și o pensiune, dar tot ce înseamnă doar pentru acest proiect, doar pentru oamenii de cai. Oamenii care își doresc să își petreacă timpul cu cai, deci nu vreau să fac ceva pentru nunți, botezuri, chefuri, doar pentru cei implicați în acest sport. Sau pentru iubitori. De-a lungul timpului ai fost nevoie să renunți la cai care erau favoriți, să-i vinzi sau, de exemplu, din păcate, da. Să sacrifici. Din păcate, da, pentru că costurile sunt foarte mari. Foarte ridicate, nici n-aș vrea să intru în acest subiect. Vă dați seama, noi nu avem în România o cultură de fân. Eu și acum fânul mi-l aduc de la Miercurea Ciuc. Dar nu e o cultură de fân, iar asta e foarte periculos. Acești cai sunt învățați cu un fân curat, fără praf, fără tot felul de plante care pot fi foarte dăunătoare
cailor. Și e adevărat că dacă își rupe un cal un picior, trebuie sacrificat? Ei, n-am avut un astfel de incident, nici nu-mi doresc, dar sigur e foarte greu să ar mai putea reface. Dar să știți că am văzut și cal cu piciorul fracturat și el trăiește, doar că proprietarul iubește atât de mult și a hotărât să-l întrețină până câte zile o să aibă calul, dar nu mai poate fi folosit la absolut nimic. Sigur, sunt cazuri extreme unde calul trebuie sacrificat. Mulțumim, Alin, pentru prezență încă o dată și te mai așteptăm și cu altă ocazie. Și pe voi cu drag, vă aștept la noi să vedeți cum să luați un contact cu calul. Mulțumim. Doamnelor și domnilor, mulțumim pentru atenție. Rămâneți cu NCN. Iubim apa.